Poliția municipiului Pitești a deschis o anchetă după ce în mediul online au fost publicate imagini în care se vede cum o adolescentă o lovește cu pumnii și picioarele pe o fată și o pune să-i lingă încălțămintea. Conform știrile ProTV.ro, potrivit jurnaliștilor de la ancheta online.ro, care au publicat imaginile, agresoarea are 13 ani, iar fata bătută are 12 ani. În filmul postat de către jurnaliștii locali se vede cum una dintre fete o bate pe cealaltă, înjurând-o, scrie News.ro. Victima încearcă să discute cu agresoarea folosind la rândul său expresii obscene. În imagini se vede că lângă fata bătută care se află pe o bancă, mai stă o adolescentă care nu intervine, după cum nici persoana care a filmat scena violentă nu a intervenit între cele două. Mama fetei bătute a declarat jurnaliștilor locali că agresoarea i-a turnat fiicei sale suc în cap și a pus-o să-i lingă încălțămintea. În urma imaginilor apărute în spațiul public, cu privire la o stare conflictuală petrecută între două minore, compartimentul de relații publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș este abilitat să comunice următoarele. În cursul dimineții de 14 octombrie anul curent, ca urmare a informațiilor apărute în mediul online, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pitești s-au sesizat din oficiu și efectuează verificări pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale care se impun, transmite Poliția Județeană Argeș, relatează știrile ProTV.ro.